În cadrul unei gale fastuoase, DJTS a premiat cei mai buni sportivi din Buzău în baza performanțelor înregistrate în 2014. Anul acesta, secția de tenis de masă a Clubului Sportiv Municipal a obținut cele mai multe premii. În plus, un competitor de la CSM a primit și cel mai așteptat titlu. Roxana Istrate a fost desemnată sportivul anului. Tenisul de masă, într-adevăr, este cel mai bun, cea mai bună ramură de sport a județului Buzău. Ne reprezintă cu cinste la atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale. Eu nu sunt încă foarte mulțumit de rezultatele pe care le obținem ca și la nivel la sport, pentru că putem obține mult mai bune rezultatele și mă refer aici la atletism, la box, la gimnastică. Avem rezultate foarte bune la junior, dar când aceștia concurează pentru structurile sportive ca și seniori, pleacă în alte județe și din păcate îi pierdem și reprezintă alte cluburi din țară și nu ne mai putem mândri noi cu ei. Sportiva care are dublă legitimare atât la CSM Buzău cât și la un club din Suedia a obținut pentru a doua oară titlul de cel mai bun sportiv al județului. Trofeul precedent a fost în 2008. Iată clasamentul complet de la gala laureaților. Roxana Istrate, CSM Buzău, tenis de masă, antrenor Mircea Dinu. Constantin Cioti, CSM Buzău, tenis de masă, antrenor Mircea Dinu. Angela Iordache, CSM Buzău, box, antrenor Constantin Voicilaș. Ovidiu Ionescu, CSM Buzău, tenis de masă, antrenor Mircea Dinu. Alexandru Codreanu, CSM Buzău, atletism, antrenor Alexandru Medvediuc. Gabriel Burtanete, CSS Buzău, gimnastică, antrenor Dragoș Bârzu. Nicușor Duduc, CSS Buzău, atletism, antrenor Petrică Păun. Dragoș Oprea, CSM Buzău, tenis de masă, antrenor Mircea Dinu. Gabriela Dincă, CSM Buzău, box, antrenor Constantin Voicilaș. Pe locul 10 s-au clasat 3 competitori. Gabriela Drăghiciu, CSM Buzău, box, antrenor Constantin Voicilaș. Alexandru Popescu, CSM Buzău, box, antrenor Constantin Voicilaș. Și Robert Burtanete, CSS Buzău, gimnastică, antrenor Dragoș Bârzu.